Dâmbovița, zăpada căzută acum pe final de iarnă și început de primăvară este o adevărată mană cerească pentru agricultura județului. Dacă nu se întâmplă așa, există riscul ca recolta de rapiță, dar și cea de grâu, să înregistreze pierderi uriașe. Colegii de la Jurnalul de Dâmbovița au luat legătura cu fermierii care se tem deja de topirea bruscă a zăpezii. Încălzirea poate determina un alt fenomen periculos pentru agricultură, băltirea apei pe terenurile de cultură. Terenurile cele mai expuse acestui risc se găsesc în localitățile Băleni, Dobra și Bilciurești. Dacă o să vină o perioadă călduroasă și o să aibă loc topirea rapidă a zăpezii, atunci or să fie băltiri, pentru că în zona respectivă terenurile sunt mai humoase și nu lasă apa să se scurgă în pământ. Oprea mai afirmă că dacă nu venea această zăpadă, ar fi fost mari probleme, în special cu rapița, dar și cu grâul. În condițiile în care a nins și deja există un strat de peste 10 cm de zăpadă în aproape tot județul, lucrurile par să intre în normal din acest punct de vedere. Este posibil să fie și câmpuri în care a fost pulberată zăpada, iar culturile să nu fie protejate de stratul de nea. Un alt semnal de alarmă vine de la programul lucrărilor agricole specifice. În perioada aceasta se făcea fertilizarea, dar ținând cont că terenul este sub zăpadă, nu este înghețat, utilajele rămân blocate în parcelele semănate, a declarat pentru Jurnalul de Dâmbovița directorul Direcției Agricole.